Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletul lui dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Pentru că nunta se face o singură dată în viață, trebuie făcută bine. Dragi miri, ne bucurăm de bucuria voastră și ne bucurăm de harul pe care l-ați primit de la Dumnezeu. Cei care vă cunosc știu că sunteți oameni credincioși și vă luptați pentru viața voastră și pentru viitorul vostru. Cei care vă cunosc știu că aveți îndrăzneală să cereți de la Dumnezeu lucruri pe care el le-a promis cândva și care sunt valabile și astăzi. Dumnezeu a promis în Biblie că îi mântuiește pe oameni. Și noi toți de aici suntem o mărturie a acestei experiențe pe care Dumnezeu a făcut-o în Sufletul nostru. Dumnezeu a promis că îi vindecă pe oameni și noi cerem de la Dumnezeu cu speranța că El se va ține de cuvânt pentru că este un Dumnezeu demn, este un Dumnezeu de caracter, este un Dumnezeu care nu uită ce e și din gură, este un Dumnezeu care nu intră în criză și ale cărui resurse nu se sfârșesc niciodată. În cinstea acestui Dumnezeu suntem aici, cu viața noastră pe care o așezăm la picioarele Lui, împreună cu viitorul nostru. Suntem aici noi și copiii noștri să ne închinăm lui. Pentru că în lumea aceasta, în viața aceasta umană, ne-a purtat de grijă și ne-a binecuvântat. Marius Ramona, este nunta voastră, este ziua nunții voastre. Și numai voi știți ce simțiți stând pe scaunul acela, în singura zi în care sunteți miri, încheind un legământ unul cu altul și împreună cu Dumnezeu. Un legământ ce oferă și un legământ ce așteaptă împlinirea angajamentelor pe care le aveți în suflet. Sunteți două minuni. Nu este timp să explic afirmația mea, dar fiecare dintre voi sunteți câte o minune dintr-un anumit punct de vedere. Vă cunoaștem bine fiindcă viața ne-a pus împreună și fiindcă Dumnezeu ne-a chemat să fim alături de voi pe drumul acesta în care urcați. Însă urcați împreună cu stăpânul vostru, cu rudeniile voastre și cu biserica Domnului. La nunta voastră aș vrea și eu să spun câteva cuvinte. Și eu sunt conștient că nu mai este timp de predică și bineînțeles că nu o să predic, dar din respect pentru voi și pentru evenimentul acesta pe care l-ați creat să vă începeți viața împreună după voia lui Dumnezeu, vreau să vă aduc aminte de faptul că noi trăim într-o lume care îl urăște pe Dumnezeul nostru. O lume care urăște tot ce a spus Dumnezeu și tot ceea ce Dumnezeu vrea să facă. O lume care strică lumea lui Dumnezeu. Această lume este împotriva instituției pe care Dumnezeu a creat-o și care dă stabilitate și frumusețe vieții umane. Adică sunt împotriva familiei. Oameni care vor să demonteze planul lui Dumnezeu și să găsească alternative. Oameni care vor să redefinească formula lui Dumnezeu de căsătorie care este clasică, patriarhală, divină. Adică un bărbat să iubească o fată cu care să se căsătorească pentru restul vieții și o fată să-l iubească pe băiat și să accepte dragostea lui și să-i ofere inima, mâna și viața pentru restul vieții. Această formulă astăzi este extrem de contestată și este contestată în mediile bogate, este contestată în mediile de autoritate politică și financiară. Este contestată peste tot unde oamenii ajung la microfon și sub lumina reflectoarelor. Noi suntem în biserică astăzi. Suntem aici cu Domnul Mântuitorul nostru, Isus Hristos, și vrem să proclamăm cuvântul lui. Și vrem să spunem faptul că Dumnezeu a creat familia și familia are viitor, nu pentru că politicienii și bogații sunt împotriva ei sau cu ea ci familia are viitor pentru că Dumnezeu este de partea ei. Dumnezeu a promis că biserica nu va fi niciodată distrusă pentru că El o protejează. Și niciodată familia nu va fi distrusă pentru că Dumnezeu o protejează. Statutul căsătoriei este înființat de Dumnezeu și lucrul acesta este menționat în scriptură. Și statutul căsătoriei este susținut și promovat. De Dumnezeu. Atunci când citim despre lege în Scriptură, citim despre trei categorii de legi, așa cum se menționa cu ceva timp în urmă aici, joi seara la studiu. Citim despre legea ceremonială care a luat sfârșit la cruce, unde mielul lui Dumnezeu a fost ultimul miel de jerfă și prin credință noi toți ne raportăm la el întorcându-ne cu 2000 de ani în istorie. Citim despre legea civilă sau socială care era Constituția lui Israel și e valabilă doar pentru națiunea lor și această lege nu e valabilă pentru noi. Și citim despre legea morală, legea celor 10 porunci, decalogul, care este expresia caracterului lui Dumnezeu, care a fost, este și vă rămâne valabilă și în veșnicie, după cum spune cuvântul. În legea aceasta care are 10 porunci, patru dintre ele susțin familia. Și eu vreau să spun două, trei cuvinte despre lucrul acesta, ca să spun că singura lege morală de la care s-au inspirat toate rânduielile omenești de-a lungul existenței umane, această lege care are 10 componente, patru dintre ele susțin familia și vorbesc despre relațiile de familie și despre unitatea familiei. Spre exemplu, porunca a patra vorbește despre odihna și închinarea familiei. Acolo unde Dumnezeu spune că din șapte zile ale săptămânii, omul are la dispoziție șase să-și împlinească visele, să-și susțină viața și familia. Dar este o zi, ziua a șaptea, pe care omul trebuie să o pună deoparte pentru o dihnă personală și familială și pentru închinare personală și familială. Lucrul acesta este ușor de observat, fiindcă Dumnezeu menționează lucrul acesta prin Moise în versetul 10, unde spune tu, fiul tău, fica ta, robul tău, roada ta, animalele tale, străinul care este în casa ta, toată familia ta, în ziua aceea să se odihnească și să se închine. Oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu, îi respectă poruncile. Și oricât de mare ar fi intensitatea materialismului, oamenii aceștia vor avea o zi pe săptămână, când nu vor mai face nimic altceva decât să dea o dihnă trupului lor, să fie unii cu alții în familia lor și să se închine lui Dumnezeu în biserica locală pe care ei au ales-o ca o biserică a lor, unde să fie membri cu responsabilități. Sunt mulți oameni astăzi care îl aleg pe Dumnezeu, dar refuză biserica. Acesta este un paradox. Sunt mulți oameni care îl aleg pe Dumnezeu și aleg biserica mondială, dar refuză biserica locală. Nu se supun autorității ei și nu vor să dea socoteală nimănui. Dar Scriptura ne spune că familia este menționată în cele 10 porunci cu rolul de odihnă și închinare într-o zi dintre cele șapte ale săptămânii. Marius, Ramona, voi sunteți tineri. Ați crescut în familii cu mulți copii, cu multe exemple. Sunteți din familii numeroase, două seminții, pe una o cunoaștem, membra bisericii noastre, familia Ramonei, și pe una nu o cunoaștem, familia lui Marius, care vine dintr-un alt oraș în biserica noastră pentru căsătorie în această dimineață. Dar știm că aveți exemplu părinților, fraților voștri și a bisericii unde ați umblat. Trebuie să aveți o zi în săptămână în care vă închinați lui Dumnezeu. Fuga după bani este bolnavă. Noi toți avem nevoie de bani, dar avem nevoie de mântuire de Dumnezeu și de propriul suflet. Să puneți deoparte o zi în care vă odihniți și în care vă închinați lui Dumnezeu. În ziua aceea să folosiți altora viața și slujirea voastră. Să-L onorați pe Dumnezeu că v-a făcut bine. Noi toți puteam să fim de mult în țărâna pământului, fiindcă am trecut prin accidente, prin boli și ne-am confruntat cu nenorocirile acestei vieți. Dar noi suntem în picioare pentru că ne-a păzit Dumnezeu. Noi suntem sănătoși în viață pentru că ne-a binecuvântat Dumnezeu. Pe, pentru acest Dumnezeu, noi avem o zi în săptămână în care o punem deoparte. Nu sacrificăm ziua aceasta nici pentru activități sportive. Nu, nu sacrificăm ziua aceasta nici pentru câștigare de bani. Ne ajung șase zile. Ziua aceasta este a lui. Și așa de mult îl iubim încât vrem să nu facem nimic în ea decât să-l onorăm pentru că ne-a mântuit să ne aducem aminte de dragostea Lui, de răbdarea Lui cu noi și de bunătatea Lui. Familia are viitor pentru că toți oamenii care liudesc pe Dumnezeu își organizează viața în jurul poruncilor Lui Dumnezeu. O a doua poruncă care vorbește despre familie este porunca a cincea. Aici unde Dumnezeu poruncește copiilor să-și cinstească părinții. Trăim într-o societate unde este promovat individualismul unde este promovată unitatea țările din vest care au la bază o mentalitate creată de psihologi și de sociologi obligă părinții să le dea copiilor o libertate pe care nu o pot gestiona și încă de mici să facă ce vor părinților le este interzisă aplicarea disciplinării pentru copii fiindcă ei se nasc cu experiență se nasc deștepți se nasc instruiți, sunt niște copii, niște copii speciali. Și Ceaușescu a avut copii speciali și psihologii americani au copii speciali. Noi credem însă că copiii pe care i-am primit de la Dumnezeu trebuie educați, trebuie instruiți, trebuie învățați. Și 20 de ani când stau în casele noastre, aproape că nu-i suficient. Dar pentru copiii aceștia și pentru părinții lor, Dumnezeu are o a doua poruncă cu numărul 5. Și spune următorul lucru, Veți pleca la casa voastră. Fiind în casa părinților voștri, ați fost obligați de circumstanțe să-i cinstiți și să-i ascultați. Acum deveniți liberi prin faptul că veți sta într-o altă locuință și că veți, vă veți administra singuri viața. Dar în această individualitate a familiei voastre, faptul că voi sunteți născuți din nou și pentru că sunteți respectoși datorită faptului că îl cunoașteți pe Dumnezeu și după cum fiul îl respectă și îl cinstește pe tatăl așa voi trebuie să vă cinstiți părinții persoanele acestea în vârstă care v-au născut care au trăit pentru voi și care v-au vizitat la spital au venit la școală când ați graduat și a fost mereu prezenți în viața voastră nu întotdeauna au știut să vorbească limba engleză așa cum o vorbiți voi nu întotdeauna au fost în stare să priceapă jocurile voastre sportive și mersul politic a acestei lumi, dar întotdeauna au știut să facă dintr-o noapte zi și să nu doarmă deloc, pentru ca să vă vegheze pe voi, să se roage pentru voi și să vă susțină. Oamenii ăștia sunt persoanele care vor examina caracterul vostru prin atitudinea voastră de a-i cinsti și de a-i respecta după ce plecați din casa lor. Atunci când veți fi fericiți unul cu altul, și când vă veți bucura de binecuvântările lui Dumnezeu, să vă aduceți aminte de oamenii care v-au dat viață, de rudele voastre și de familia voastră și să-i cinstiți. Asta vă va păstra pe voi, deși veți fi în case separate, într-o unitate sufletească, spirituală și intelectuală. Și va demonstra unei lumi separate, dezbinate și plină de nebunie, că există și astăzi posibilitatea să trăiești alături de oamenii care ți-au dat viață și de cei cărora le-ai dat viață este o poruncă a lui Dumnezeu. Porunca a patra vorbește despre, despre odihnă și despre închinare împreună. Și porunca a cincea vorbește despre faptul că în frumusețea vieții voastre de familie trebuie să vă cinstiți părinții. Vizitați-i, sunați-i, găsiți metode ca să vorbiți cu ei. Ori de câte ori mergeți la ei să le duceți ceva. Nu valoarea financiară are importanță pentru ei, ci gestul inimii voastre. Spuneți-le cuvinte de mulțumire, nu-i priviți critic niciodată, voi nu înțelegeți vremea în care au trăit ei și dificultățile cu care s-au confruntat ei. Să nu-i judecați, pentru judecați, judecați un timp în care voi nu ați trăit. respectați și iubiți pentru tot ceea ce au făcut pentru voi și dați-le sentimentul că au făcut bine ceea ce au făcut printr-o atitudine de recunoștință, o atitudine respectoasă. Nu le întoarceți niciodată vorba, este felul în care le veți spune mulțumesc frumos pentru că v-au făcut oameni mari și pentru că v-au constrâns să-L urmați pe Isus, pentru că v-au oferit exemplu care va servi drept model pentru ca asta să stați pe banca aceea. Ramona, Multe fete și încep viața intimă la 12, la 12 ani pe bancheta din spatea unei mașini și trăiesc o viață destrăbălată încercând tot felul de concubinaje, aventuri și căsătorii și n-au niciodată onoarea să-și înceapă viața de familie cu o puritate a minții și a trupului. Tu ai onoarea aceasta pentru că ai crescut într-o familie care ți-a spus că Dumnezeu te vede când ei nu te mai văd. De aceea ești o fată credincioasă și ți-ai păstra puritatea inimii, a minții și a trupului, pentru că îl cunoști pe Isus. Marius, ai colindat lumea și ai trăit în multe țări. Și astăzi si de mână pe aleasa inimii tale, fiind mulțumit de viața ta, doar pentru simplu motiv că ai pornit dintr-o familie unde s-a concretizat valorile de bază ale vieții tale și nu ai profitat de faptul că nu-i tata și mama cu tine, Dumnezeu te-a însoțit ziua și noaptea. Astăzi, în ziua căsătoriei voastre, Dumnezeu vă spune ca cincea poruncă, se referă la familie și vă spune vouă că trebuie să vă aduceți aminte de părinții voștri să îi cinstiți. Fiți creativi și găsiți metode prin care să vă cinstiți părinții și să rămâneți în relație cu ei, sacrificându-vă ambițiile și particularitățile pentru ca să rămâneți într-o relație respectoasă cu părinții voștri. A treia poruncă care vorbește despre familie între cele zece este porunca a șaptea și aceasta vorbește despre fidelitate. Prima poruncă a patra este relația cu Dumnezeu, odihnă și închinare. A doua este relația cu familia, cu părinții, copiii. A treia este relația cu partenerul. Partenerul trebuie să fie atât de suficient încât nu mai trebuie alternativa unei alte persoane care să ofere bucurie. Suficiența partenerului, frumusețea partenerului, farmecul partenerului trebuie să fie suficient, iar infidelitatea nu trebuie niciodată să fie o alternativă. Ai avut libertatea, Marius, să-ți alegi o fată dintre toate fetele din lumea aceasta. Și faptul că ai ales-o pe ea spune că ea este suficientă pentru tine. Ramona, ai avut posibilitatea să spui da la oricare alt băiat care te-ar fi cerut, dar i-ai spus da lui Marius pentru că inima ta și conștiința ta ți-au dat încredințarea să faci asta. Acum voi încheiați o prietenie pentru restul vieții. În prietenia aceasta, diavolul va încerca să introducă în fiecare zi pe cineva și să manifesta strădare și infidelitate față de partenerul vostru, la nivelul minții, la nivelul inimii, la nivelul trupului. Dar voi să înțelegeți că Dumnezeu dă stabilitate familiei prin înfrânare și prin fidelitate. Pentru că Dumnezeu va oferi tot ceea ce aveți nevoie prin partenerul pe care voi astăzi îl declarați ca fiind pentru restul vieții al vostru sub autoritatea jurământului, angajamentului marital, angajamentului familial. Să fugiți de infidelitate, să fugiți de singurătate, să fugiți de individualitate să fugiți de absența părtășiei și a unității cu partenerul. Cu cât stai mai mult cu omul pe care ți l-a dat Dumnezeu, cu atât vei, avea, vei sta mai departe de orice alternativă pe care diavolul ți-o oferă, conștient sau inconștient. Și ultima poruncă care vorbește despre familie dintre cele 10 este porunca cu numărul 10, ultimul, și aceasta este o poruncă care vizează propria conștiință. Să nu poftești ce nu ți-a fost dat. Să nu poftești ceea ce Dumnezeu a dat altora. Începând cu calul sau măgarul sau boul sau mașina, în înțeles contemporan, înțegând cu, în, în, continuând cu partenerul de viață și cu toate celelalte lucruri care sunt în lumea aceasta, persoane sau lucruri, cine sau ce, trebuie să vă abțineți datorită unei purități cultivate în relația cu Isus. Să poftiți orice lucru care nu este al vostru. Poate fi tentant, poate fi frumos, poate fi pierdut sau uitat de cineva. Voi nu aveți niciodată dreptul să poftiți ceea ce nu este al vostru, pentru că este o problemă de caracter. Este o problemă de puritate a minții. Aceste patru porunci dintre cele zece. Ne spun și astăzi, în secolul 21, în anul 2012, în 25 martie, într-o primăvară frumoasă și prelungită la Chicago, că familia pe care voi o întemeiați este după voia lui Dumnezeu. Ca a voastră credință pe care ați cultivat-o în inimă și pe care ați mărturisit-o în timpul botezului în apă, este porunca lui Dumnezeu. Ea este valoroasă pentru că v-a pus într-o relație de jurământ, de legământ, de angajament cu Dumnezeul Cerului și al Pământului. Ramona, tu ești în viață, pentru că Dumnezeul acesta pe care îl iubești, te iubește. Și a vrut să-ți facă cadoul lui Marius și o viață cu el, doar pentru că ești fica lui și unui tată îi pasă de fiicele lui. Noi toți am văzut în tine, deși ești fată, un caracter puternic și un mare viteaz al Domnului. Am apreciat că te-ai încrezut în Dumnezeu atunci când erai la spital când trupul îți era slăbit sub influența medicamentelor, dar am văzut în tine o credință puternică că Isus pe care îl iubești nu te va părăsi. Tu nu ești o victimă a cancerului. Tu ești fica Dumnezeului care a făcut cerul și pământul. Și nimeni nu se poate atinge de viața ta, pentru că Dumnezeu te iubește și are un plan cu tine. Asta nu înseamnă că oamenii credincioși nu se îmbolnăvesc sau că nu pot muri prematur, dar asta înseamnă că viața noastră nu este în arhivele spitalului, ci este în cartea cărților din fața tronului, în sala unde Dumnezeu guvernează cosmosul acesta. Aceasta să continue să-ți fie credința din inimă, pentru că tu ești copilul lui Dumnezeu. Marius, alegerea ta este o alegere spre care unii poate că vor privi cu mirare, însă dragostea nu are limite. Cu, dragoste, cu o dragoste ca aceasta te-a Dumnezeu pe tine, vă iubește Dumnezeu pe voi și va continua să se implice în viața voastră. Însă nu uitați, spiritualitatea voastră nu este măsurată neapărat că tu porți batic. Este cea mai elementară normă să arăți că ești o femeie credincioasă, dar e așa de ușoară încât faci așa. Și atât. Proba spiritualității voastre nu se arată nici prin formele pe care le practicăm în biserică. Două ore pe săptămână e simplu. Ci spiritualitatea voastră se demonstrează prin toate acestea, dar culminează cu faptul că voi vă veți angaja să aveți timp de familia voastră și cu toată familia voastră să vă închinați în mod real și permanent unui Dumnezeu care merită închinarea voastră. Dumnezeul acesta a investit în voi. Dumnezeul acesta a fost la spital cu voi, a fost în downtown cu voi, a fost în seriile frumoase cu voi și va rămâne ziua și noaptea în casa voastră. Să vă închinați acestui Dumnezeu cu încrederea că este în stare să vă binecuvinteze, indiferent de ce spun medicile și indiferent de pronosticurile medicale. De asemenea, unitatea familiei voastre să fie în atenția voastră și să o susțineți, cinstindu-vă părinții. Voi nu vă puteți imagina câtă durere a fost în inima acelei femei pe care noi o chemăm sora Margareta Bujdei. Asta nu înseamnă că în, frate, în inima fratelui Gheorghe nu a fost, numai că mamele percep și se raportează la durere cu o sensibilitate feminină. Cât timp a dormit femeia aceasta dintr-o noapte și cum a venit neputincioasă fizic la spital de fiecare dată să stea lângă fica ei. Oamenii aceștia sunt speciali în viața voastră. Să-i cinstiți, pentru că în felul acesta Dumnezeu se angajează să vă răsplătească, în primul rând, cu viață lungă și, în al doilea rând, cu fericire. Este prima poruncă care are răsplată, cinstește părinții pentru ca să fii fericit pe pământ și să ai o viață lungă înaintea lui Dumnezeu. Apoi, nu uitați de faptul că voi sunteți doar unul al celuilalt, într-o atitudine de maximă fidelitate și o probă de caracter, să nu poftiți nimic din ce nu este al vostru. Aceasta este formula familiei pe care a făcut-o Dumnezeu. Aceasta este familia pe care o întemeiați voi astăzi. Aceasta este familia alături de care noi suntem la nuntă în 25 martie 2012, prin harul lui Dumnezeu. Vă binecuvântăm în ziua Anunții voastre, Marius și Ramona. Proclamăm autoritatea lui Dumnezeu care v-a dat sănătate și binecuvântare și care în continuare o să vedea viață și binecuvântare. Numele Domnului să fie slăvit. Amin. Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Sper din nimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania vă binecuvintez.